Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă întrebăm dacă ați început deja să tăiați cheltuieli din cauza creșterii prețurilor și cum faceți, la ce renunțați sau cum încercați să tăiați, din ce se poate tăia totuși, că banii sunt puțini întotdeauna. Păi mai cu lumina stinsă. Da. Mai nu dăm drumul la centrală, că încă asta e cu centrală. Asta cu lumina nu cred că rezolve așa, pentru că dacă ai becuri de alea economice cu LED, nu de acolo reduci consumul, cel mult din mașina de spălat. Sau dacă ai congelator, aici e nenorocire, eu tot încerc să golesc congelatorul ăla. Și nu reușești. Da, în curând o să-l închid. Asta da. E. Eu am tăiat vacanța de iarnă, de exemplu. S-a terminat, gata? Da, am tăiat. Ați fost? Am fost, da. Am fost asta vara și în vacanța de iarnă, la revedere, pa, stăm acasă. Deci dacă o să fie foarte frig, știi, mă gândesc că mai bine plecăm, pentru că plecăm undeva la cald și economisim căldura din casă. Deci oricum mă dai tot prostie. Da, adică dacă stai, e foarte frig și stai în casă, trebuie să dai centrala tare. Tandea pe mandea, că nu evident consum cât să te duci. Nu, evident că nu. Dar e bună asta se simte, vacanța de iarnă se simte. Da, vacanța de iarnă. Și Luca suferă. Talpă ușoară pe pedală la mașină. Bine, eu nu forjez niciodată, dar merg, știi ce ușor el merg, am redus consumul, sunt acum binișor sub 8. Da. Unde consumul meu mediu este 1,5, are computer de la debord, 45.000 de kilometri, consumul e 1,5. Acum de vreo 3 plinuri încoace, merg atât de atent încât sunt la 7,8. E bine. Da. Asta o dată. Și ceva ce am început să fac... E mai greu, știi, că eu port ochelari de ăștia cu 3 zone de vedere, adică într-un fel ved aproape, alte dioptrii am la distanță medie și alte dioptrii la distanță mare. Așa. Dar la magazin, când mă duc să cumpăr, mă uit la prețul pe kilogram. Și acolo tragi niște sperieturi nenică. Așa e. Când reușesc să vezi, sunt și scrise cam puchinos. Și mă vezi cum fac, că și încerc să mă uit să văd la... Păi și ai reușit să iei mai puțin? Îți dau un exemplu. Uite, există o aplicație de-asta de livrat mâncare, unde îți arată prețul pe kilogram din prima. Așa. Și e ceva înfiorător. Adică, de exemplu, o șuncă de Praga... Mă uit chiar acum pe această aplicație. Nu o să-i dau numele, n-are rost, dar mă rog. Este așa. Pachetelul 5 lei. 5 lei 59 de bani. Zici ce bine. Și te uiți la prețul pe kilogram. 44 de lei pe kilogram. Chiar lângă, vezi un prosciutto. Care costă 18,50 lei de bani pe pachetel. Și prețul este 231 de lei pe kilogram. Înțelegi? În momentul în care începi să te uiți așa, să judeci așa, te sperii. Adică, un piept de curcan marinat. Zici, ce poate să fie, mă, un piept de curcan? Mare șmecherie. 189,9 lei kilogramul. Și asta este o soluție să fii întotdeauna conștient de ce cheltuieli ai când cumperi de mâncare, că acolo se duc o grămadă de bani, să te uiți la prețul pe kilogram. Și în felul ăsta descoperi, băi, s-au scumpit înfiorător, înfiorător, este îngrozitor. Cum tăiem din cheltuieli? Ce ați făcut? Ce măsuri ați luat ca să nu mai cheltuiți atât de mult? Cum faceți? La ce ați renunțat? 0372 069599. Ajutați-ne, vorbim în direct imediat. Asta, deci acum vorbim despre cum tăiem cheltuielile dacă reușim, ce am tăiat. Data viitoare vorbim de partea cealaltă. Adică de ce să tai cheltuielile când poate reușești să câștigi mai bine? Cum câștigi mai bine? Dar astăzi rămânem la asta. Hai să rămânem la cheltuieli. Cum facem să cheltuim mai puțin? 0372069599. Ce ați tăiat de pe listă dacă ați putut tăia ceva și ce faceți? Și mesaje pe WhatsApp, audio, dacă vreți, 0728-3132. Ați început să tăiați cheltuielile din cauza creșterii prețurilor. Cum faceți? La ce ați renunțat? Și au venit o mulțime de mesaje. Intrăm în direct cu voi imediat. Hai să începem cu un mesaj, de exemplu. Bună dimineața! Toți românii vor acum să taie cheltuieli, să facă economie la ceva, dar aceste economii de scurtă durată sau de economii de moment nu fac o economie reală. Adevărata economie pe care o faci în viață e când iei niște decizii importante, gen poate că ți-ai cumpărat o casă mai mică sau un apartament mai mic și automat vei avea costuri mai mici la întreținere. Poate că ți-ai cumpărat o mașină cu un motor mai mic și plătești mai puține taxe și consumă mai puțin acel motor. Eu cred că aici sunt deciziile adevărate de economie. Faptul că ai dus o viață cumpătată și faptul că ai luat deciziile cumva mai reale și mai apropiate de venitul tău, de câștigurile tale. Mulți români duc o viață mai de lux
chiar dacă nu este reflectată în salariu și în veniturile familiei. Și acum, cumva, s-a întors reversul medaliei. Vrem să facem economie, dar cum să mai faci economie dacă motorul tău e de 3 litri sau dacă tu ai casă de 200 de metri pătrați și vrei să o încălzești? Nu, nu mai prea mai poți mai face economie. Iași, Gheorghiță. Mulțumim, Gheorghiță, foarte bună observație și foarte bună abordare. Un lucru pe care cred că trebuie să-l facem cu toții atunci când ne pregătim de o achiziție importantă, cum ar fi, să zicem, o mașină sau o casă. Astea nu sunt cheltuieli care se întâmplă odată și gata. Mașina este o cheltuială inițială mare, lumea se gândește cât e prețul mașinii, păi uite, scump, ok, dau banii și asta e viața. Nu. Mașina continuă să consume, de exemplu, în fiecare lună. Trebuie să te apuci, e foarte prudent să faci așa, ok, pui deoparte banii pe care trebuie să-i dai pentru achiziționarea mașinii, după care adaugi costurile cu benzina, în funcție de kilometri pe care îi faci. Serviciul pe care va trebui inevitabil să-l faci, indiferent unde, dar trebuie să faci un serviciu. Asigurări, consumabile și așa mai departe. Doamne ferește, se întâmplă un accident. Adaugă-ți aceste cheltuieli și o să vezi cum brusc la bugetul familiei tale, din buget trebuie să mai scazi măcar 100-200 de euro lunar, dacă începi să le pui pe toate. Îți permiți asta? Și cu casa la fel, când îți faci o casă, cum zicea Gheorghiță, de 200 de metri pătrați, te-ai gândit cât o să însemne asta pentru bugetul tău în cursul anului? Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Salut, salut! Uitați, chiar reflectă la ceea ce a spus Gheorghiță înainte să se spune așa Vlad. Din fericire pot să spun că lucrurile astea le-am făcut. Asta întotdeauna am renunțat la a doua mașină, toate că am o mică afacere în transporturi, am renunțat că la o mașină mică și renunț pentru cele mari, ca pari cheltuieli și la cele mari că se strică. Și crede-mă că sunt atent la... Chiar pot să cumpăr multe dintre produse din acestea care sunt reduse. În general la mâncare vorbind. Dar acum simți așa, presiunea asta a inflației? Adică ai început să simți că sunt cheltuieli din ce în ce mai mari și te gândești că trebuie să tai ceva în plus? Nu m-ai auzit? Acum spune că nu te-am reținut. Da, adică, bun, înțeleg că ești cumpătat și asta e un lucru foarte bun. Dar ai început să simți presiunea creșterii prețurilor? Ai început să te gândești că trebuie să mai tai și altele? Cam care ar fi soluțiile? Așa este, Vlad. Se simte chestia asta. Uite, mă, cred eu că peste vară am reușit să mai economisez din zona bugetelor, să zic, acum că am avut un minus chiar și să zic că mă pregătesc, dar vă dați seama că acum nu știm cum să vină iarna. În zona de electricitate sunt dintre cei care nu consumă mai mult de 100 și ceva. Sunt la apartament cam 100 de kilovați, este și asta. Problema este la partea de business aici, că aici încerc să optimizez cât mai mult să aduc eu cumva bani către bugetul familiei. Deci cumpătare e cuvântul cheie, cred eu. Ața, băieți, primul pas pe care îl putem face pentru a reduce cheltuielile, cred că ar fi să nu mergem la cumpărături flămânzi. Eu cred că e foarte important. Cristi Corbeanca. Da, vezi, corect. Vecinul tău. Da, corect și cu listă. Și eu am mai descoperit ceva. Am mai vorbit despre asta aici. Dacă eu cumpăr alimente, mă rog, dacă îmi fac cumpărăturile săptămânale, cum se face, cum fac foarte mulți, de pe o aplicație, am observat că țin mult mai bine sub control cheltuielile, pentru că chiar dacă știu că trebuie să mă duc la supermarket doar cu lista făcută și să nu mă duc flămând și să nu cedez tentații, bă, întotdeauna se întâmplă, pentru că ăsta este business-ul, adică supermarketurile sunt construite să speculeze psihologia nevoii de a avea lucruri. Așa suntem noi, așa e specia umană și atunci tot business-ul de acolo este făcut în așa fel încât să ne agațe cu câte ceva. Uite, dar poate-mi vine o idee, hai să fac asta, sau am nevoie de treaba asta. Bună dimineața! Ce ai putea să mai tai de pe listă când ai salariul 2000 de lei și rata la bancă 1598 de lei? Radu. Adevărul că e curând cu ratele. Da, asta e o problemă foarte mare. Incredibil. Și în mod evident, un salariu de 2000 de lei sau dacă ai un salariu mic, e nenorocire în perioada asta și singura soluție. Adică, mă rog, care e? Să dai, să-ți declari falimentul, să dai casa? Dacă tot ai cheltuit atât, mi-e teamă că vine o perioadă în care e nevoie să-ți iei un al doilea job. Undeva, cumva, să încerci să câștigi mai bine. Asta e o altă parte a discuției. Dar e clar că dacă ai un venit mic, de numai 2000 de lei sau 2500 sau cât ai și te chinui atât de tare ratele, e clar că într-un fel sau altul trebuie să câștigi mai mulți bani.
Din păcate nu mai e timp, dar închem, uite, a mai venit un mesaj acum și vreau să-l dăm și pe ăla. Eu cred că am să-mi economisesc pe nevastă-mea, cheltuie în dragi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.